Este într-o formă de invidiat și plină de energie. Mulți au spus despre ea că este Madonna României. A scos o fabrică de hituri. Așadar, îi spun bună dimineața și la mulți ani artistei Nicola. La mulți ani, Nicola! Mă bucur foarte bună tare dimineața. Că ești alături de noi. Mulțumesc! La mulți ani mie! Uite, oh am God. Așa o mică surpriză din partea echipei. Mulțumesc. Și acest tort magnific este pentru tine. Mulțumesc! Îți place? Mulțumesc. Să fii sănătoasă și florile sunt tot pentru tine. Și arată foarte bine. Promit să-l mănânc, nu pe tot. Oricum, dacă ai vin și te ajut, că și mie îmi place dulcele. Te rog frumos, da. Cum petreci astăzi de ziua ta? Pe la, plimbându-mă pe la emisiuni. Ce frumos! Voi sunteți primii care... Mulțumim din suflet! Urat la mulți ani. Unde să petrec? În lumina reflectoarelor, pentru că acolo îmi place cel mai mult, știi? Pe scenă, da. La filmare. Și acolo miri să fii, Nicola, adică, na, tu ești ba noastră de atâta timp și vrem să-ți mulțumim pentru toate melodiile pe care ni le-ai adus așa și de care ne-am bucurat în toți anii ăștia. Și eu mă bucur foarte mult că aceste melodii au rămas în, și rămân în suflet oamenilor și în casele oamenilor. Primesc foarte des mesaje, filmulețe cu oameni care sunt pe la petreceri, nu știu, da, de tot felul, și cu muzica mea și mă bucur din suflet că le fac așa o bucurie. Da, pentru că mesajele mele sunt pozitive, pentru că... Și scrii din suflet și cânti din suflet până la urmă. Nu vreau să plângă nimeni, vreau da, să se mulțumim. Dar uite, mă uit la tine, ești atât de cool și tot timpul ai fost așa, cu o energie super pozitivă și un om foarte normal și natural și uman. Asta mi-a plăcut foarte mult la tine. Se rămâna mult asta și vreau să fiu eu și pe scenă și în viața personală sunt eu oriunde. Deci așa cum mă vezi aici, da, așa sunt și în viața personală, nu mă deghizez pe scenă în alt personaj. Nu, sunt tot eu. Aia. Și da, sunt cool pentru că este prima oară când îmi expun această creație a mea, da? Proprie și personală. Tu ai făcut-o? Proprie și personală. Bravo! Da. De fapt, tu ești plină de talente. Mânecile, pentru că mânecile acestea sunt aplicate pe o geacă de blugi normală, dar faza cu mânecile, aia este tare, știi? Foarte frumos. Dar uite, apropo de scenă. Îmi place să creez. Un artist. Îmi place să pictez pe haine, dar mai pictat de mult. Îmi place să creez modele nebunii, dar mai mult pentru mine, pentru că eu mă cunosc cel mai bine pe mine și știu ce vreau. Știi când e de lucra cu altcineva, habar n-ai ce ar vrea, poate îl superi, că nu știu, i-ai făcut aia, nu da, știu cum... În fine. Dar mie, da, mie îmi fac. Eu tricotez pentru mine. Ce tare și ești. Pentru nepoțele, de ce nu, da. Ce frumos. Îmi place. Uite, apropo de scenă, ți-ai petrecut vreodată ziua de naștere pe scenă? Da. Da? Da, de multe ori, da. De multe ori ți-am spus, mie îmi place foarte mult în lumina reflectoarelor. Îmi place să cânt, îmi place să... Să uite, să fiu la filmări, să fiu eu artistul și ce omul. Frumos, mi se pare foarte frumos, de asta spuneam că ești un om uman, așa, pentru că foarte mult, știi, alegem ori să stăm acasă, ori să nu ne caute nimeni, să stăm mai, da, relaxați. Da, uite. Nu, asta nu înțeleg cu... De ce să nu te bucuri? De ce să nu te bucuri că Dumnezeu ți-a dat atâtea și îți dă atâtea? Eu mulțumesc lui Dumnezeu pentru tot, pentru tot. Mulțumesc de ziua mea tuturor oamenilor de la care am avut de învățat lucruri. Mulțumesc tuturor oamenilor care mi ascultă muzica. Mulțumesc copiilor mei. Mulțumesc celor mai buni prieteni. Care este cea mai mare realizare a ta, Nicola? Cea mai mare realizare a mea? Mă, știi cum e, se spune că dacă, nu știu, dacă n-ai copii, parcă nu ești realizat, așa, știi? Eu mă bucur că i-am făcut, mă bucur de ei pentru că mă fac cea mai mândră mamă din lume, cu toate că lor le place mai în underground, nu vor să apară în lumina reflectoarelor.
Dar sunt o mamă foarte mândră de copiii mei, îi iubesc mult de tot și faptul că sunt pe scenă este o mare realizare, faptul că Dumnezeu mi-a dat acest dar și că pot să-l împart cu alții, iarăși este o mare realizare. Care este cea mai mare lecție pe care ai învățat-o de la copiii tăi? Să nu credeți niciodată că nu aveți ceva de învățat de la copiii voștri. Cred că asta a fost o lecție pe care mi-au dat-o ei. Faptul că eu cred că pot învăța de la ei lucruri și că nu sunt eu buricul pământului care le știe pe toate, da? Dar poți învăța de la copiii tăi. Acum m-aș referi puțin și la nepoțele mele. Aș spune despre copiii ăștia mici că sunt cei mai sinceri. Dacă vrei să afli ceva despre tine ei, da, sau despre altcineva, întreabă un copil de ăsta micuț, că ăsta spune tot. Da, știu, am trecut și eu prin etapa asta. Ai realizat foarte multe în viața ta. Există sunt realizări profesionale și personale. Asta clar, dar ai un vis acolo? Ce anume? Ai un vis, ceva, nu știu, pe care nu ți l-ai îndeplinit încă, da? Da. Care da, anume? Da, da. Sunt proiecte încă nefinalizate. Aștept să se finalizeze, aștept să ajung acolo unde trebuie și eu să ajung acolo unde trebuie. Da, da, tu ești unde trebuie astăzi. Eu, da! Întotdeauna sunt în momentul potrivit, în locul potrivit. Noi, știi, alegem pentru noi. Da, am normal, am aspirații mari, am, nu știu, Dumnezeu știe când este timpul pentru mine să fiu acolo. Da, uite, apropo de alegeri, a existat vreun regret în viața ta? Măi, așa știi ceva, uite, să zicem că tu faci un lucru nepotrivit, da? Da. Nu-ți dai seama pe moment că este nepotrivit, de unde să știi tu? Nu știu, un an, doi, trei, nu știu, și îți dai seama că poate că ai fi putut să faci nu știu ce altceva. Altceva, da. Dar până la urmă nu trebuie să ai un regret, pentru că fiecare moment ăsta din viața ta te schimbă. Te învață lucruri. De asta și spuneam mai devreme că le mulțumesc oamenilor de la care am avut ce să învăț, pe bune, deci sunt foarte sinceră acum. Îmi place să fiu înconjurată de oameni frumoși, de oameni puternici. De oameni care știu mai multe decât mine. Repet, nu mă cred buricul pământului, nu cred că le știu eu pe toate. Și îmi place să învăț în fiecare zi lucruri noi și folositoare mie. Și dacă ești înconjurat de astfel de oameni, atunci reușești să evoluezi, să te ridici, să... Na. Nicola, nu știu dacă mai există un lucru de care nu știe lumea despre tine, pentru că întotdeauna ai fost ca o carte deschisă. Vreau să-ți mulțumesc foarte mult pentru prezența ta, să spun încă o dată la mulți ani și să-ți mulțumim pentru tot ce ai făcut pentru noi. Dacă nu știu încă despre mine, sunt o mega mare iubitoare a muzicii trance. Ce frumos! Și voi rămâne muzica electronică. Wow! Îți mulțumim și la mulți ani încă o dată! Mulțumesc mult!